numeroase persoane au un sentiment de nesiguranță, neplăcere și stres atunci când șofează, mai ales în condiții dificile de iluminare și de vreme, cum ar fi ploaia și ceața, în condiții de luminozitate redusă sau pe timp de noapte. În medie, 83% dintre purtătorii de ochelari conduc autovehicule. Я считаю, что за рулем гораздо удобнее быть в очках, особенно специализированных, потому что защищают глаза от солнца, и глаза не так напрягаются, вы не так устаете, и когда вы вечером приходите домой, вы нормально смотрите, глаза не болят. Я считаю, что надо. Без очков на сегодняшний день не могу даже ездить уже, тяжело. Conducerea auto poate fi o reală provocare pentru oricine, indiferent cât de mare este distanța parcursă, iar vederea optimă este vitală pentru siguranță. De fiecare dată când conducem, ochii noștri sunt extrem de solicitați și trebuie să îndeplinească o serie de funcții dificile. Să se adapteze în condiții de luminositate slabă, față de lumina orbitoare a soarelui, în condiții de ceață, zăpadă, ploaie, cu șosele umede și reflectorizante. Lentilele optimizate pentru conducerea auto ne permit nu doar să fim mai relaxați cât suntem la volan, dar și îmbunătățesc semnificativ siguranța. Cu astfel de imagine se confruntă persoanele care utilizează lentile de tip standard și aceasta este imaginea cu lentilele antireflex concepute cu un filtru special pentru șofat. Însă care sunt aspectele de care consumatorii trebuie să țină cont atunci când cumpără ochelari pentru conducerea auto? Anumite nuanțe de color pot fi deosebit de plăcute în timpul conducerii auto. Nuanțele maro sau gri ajută la identificarea semnalelor luminoase, precum și semafoarele rutiere sau luminile de frână. O recomandare ar fi lentilele cu culori în degrade, fiindcă oferă o vedere mai bună tabloului de bord, fiind mai deschis în partea de jos, cum ar fi ochelarii aceștia. Рамele ochelarilor contribuie mult la obținerea unor rezultate perfecte. Ramele și brațele trebuie să fie cât mai subțiri pentru a oferi un câmp vizual cât mai larg, să nu încurce la imaginea retrovizorii din oglindă. Totodată să așeze cât mai bine pe năsuc și să nu strângă după urechiu și în momentul când se fac mișcări rapide ale capului. Lentilele pentru ochelari potrivite pot transforma până și drumurile lungi și frecvente în călătorii plăcute și, cel mai important, sigure. Asociind designul premium și un filtru pentru reflexii special conceput, lentile pentru șofat oferă reducere semnificativă a reflexiilor și luminozității incomode provenite din contrasens, o percepție mai bună a contrastului și a luminozității slabe pe timp de ceață, ploaie, zăpadă, vedere clară și ageră la distanță, la bordul mașinii și a oglinzilor, acomodare rapidă și lină a focalizării între diferite distanțe. Așadar, acestea sunt caracteristicile ochelarilor cu lentile ideale pentru conducerea auto. Studiile au arătat că la numeroase persoane pe timpul condusului se reduce esențial vederea. Este una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere. Când e bez ochiov, to glaza postoanno napregaются, даже слезятся бывают, что сейчас солнце осенью, зимой оно низкое и прям тебе в глаза и тяжело. Vederea bună în timpul conducerii auto se bazează pe o combinație de diversi factori. Tratament antireflex pe lentile, protecție suplimentară de polarizare pe lentile, colorare a lentilelor, rame de ochelari potrivite. Trebuie să știți că acești ochelari sunt mai mult decât un accesoriu la modă. Ele ne ajută să vedem mai bine, cresc siguranța rutieră, relaxează ochii și ne protejează împotriva radiațiilor periculoase.